în februarie 2003, când împlinea 28 de ani, Gordodon obținea prima funcție publică și avea să lucreze la stat încă 18 ani. Colega mea Marina Dolgher, ne spune mai multe despre ascensiunea lui Dodon de la simplu membru al Comisiei Naționale a Pieței Financiare la președinte de țară. Bună seara, Marina, și te ascultăm cu atenție. Bună seara Elena, bun găsit doamnelor și domnilor. Igor Dodon a trecut printr-o serie de funcții cu demnitate publică importante: viceministru și apoi ministru al economiei, deputat și președinte. Politică face din 2006. A fost la guvernare împreună cu comuniștii lui Vladimir Voronin. În 2011, după ce PCRM perduse puterea, iar el personal alegerile în Chișinău, avea să preia Partidul Socialiștilor și să asigure voturile necesare pentru alegerea șefului statului în 2012, punând capăt crizei politice care dura de 2 ani. Pe atunci, președintele era ales de Parlament. Ruptura cu PCRM părea definitivă, însă până la împăcarea cu Voronin în 2021. Igor Dodon a reușit să devină președinte și să piardă lu lupta pentru al doilea mandat. Cât timp a făcut politică, în opoziție reală, Dodon a ajuns abia în 2021. Până atunci fusese mai mereu la putere, fie direct, fie prin cochetări cu putere executivă. După 18 ani în slujba statului, a rămas cu o casă de peste 400 de metri pătrați în valoare de 2 milioane de lei și cu multe declarații controversate. Crimea e a Rusiei, Krasnoselski e președintele Transnistriei, Republica Moldova are nevoie de un patriot ca Putin, Rusia nu are practic armată pe teritoriul Republicii Moldova. Toate acestea au fost declarații publice ale lui Dodon. Politicianul Igor Dodon a știut să provoace controverse și discuții aprinse. Cu presa Igor Dodon s-a judecat, iar pe unii i-a interzis la președinție. Jurnaliștii de investigație au dezvăluit vacanțele sale luxoase, relațiile suspecte cu serviciile de spionaj extern ale Rusiei și finanțările dubioase prin paradisuri fiscale pe care le-a catalogat mereu drept calumnii.